Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Municipiul Baia Mare, așezat în inima Maramureșului, nu poate fi redus doar la aspectele politice, despre care am discutat în aceste zile foarte mult. Este un oraș bogat în istorie, tradiții și nu numai, avem și resurse naturale impresionante. Însă, pe lângă toate aceste aspecte, Baia Mare se confruntă cu provocări și probleme specifice care necesită o abordare atentă și responsabilă din partea comunității și, bineînțeles, autorităților și a societății civile. Noi spunem că astăzi dedicăm emisiunea societății civile, dumneavoastră, cetățenilor care ne urmăriți în fiecare zi, pentru că dincolo de sfera politică trebuie să vedem și ce gândesc cei care se vor prezenta la vot în data de 9 iunie. Și nu vom face astăzi politică pură, ci politica cetățeanului. Ce dorim să se întâmple pe data de 9 iunie? Invitații noștri sunt următorii. Domnul Walter Übelhardt, scenarist și scriitor, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Domnul Horia Brânzei, arhitect, bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul Nicolae Mureșan, jurist, bună seara, bine ați venit! Și reprezentant din partea sindicatului. Iată că avem trei voci care trăiesc în Baia Mare și își pot pune punctul de vedere vis-a-vis de ce se întâmplă în municipiul nostru. Pentru început, aș vrea să ne spuneți dacă așteptați data votului. Bun, bineînțeles că așteptăm cu toții și așteptăm și rezultatele votului. Cu toții ne dorim ca acest vot să conteze și probabil să, sigur, să aducă bunăstare tuturor cetățenilor sau concetățenilor noștri. Când mă refer la concetățeni, mă refer la locuitorii acestei cetăți. Odată la 4 ani, noi, ca și cetățeni, avem această putere pe care trebuie să o fructificăm, trebuie să o gândim destul de bine înainte de a intra în urme. Nu este un simplu act civic, părerea mea că este un act civic și rațional pe care trebuie să-l facem pentru viitorul urbei și a nostru implicit. Vă rog. Un act de responsabilitate, această prezență la vot a cetățenilor care pot și trebuie să se exprime raportat la nevoile pe care le au, raportat la nevoile comunității din care provin, raportat la ceea ce se promite și ceea ce se pune în practică. Până la urmă, ei sunt invitați și ar trebui să participe la acest exercițiu electoral. În multe țări acest exercițiu este obligatoriu, cetățenii care nu se prezintă fiind sancționați. Să nu uităm că am vorbit zilele acestea despre drepturi și cred că este important ca acest drept care a fost câștigat, că până la urmă acum câțiva zeci de ani toată lumea avea drept la vot. Acest vot trebuie să fie valorificat în măsura în care fiecare apreciază că este, ce este mai bine pentru el și pentru comunitatea din care provine. Știm, domnule Walter, că alegerile locale sunt un moment important pentru comunitatea din Baia Mare și nu numai, pentru toate comunitățile. Da. Cum se prezintă astăzi Baia Mare? Dacă ar fi să scrieți așa o carte despre Baia Mare, cu bune, cu rele, cu lipsuri, cu bogățiile pe care le are? Sigur, ca și băimărean, eu sunt născut în Baia Mare, crescut aici, am ieșit foarte puțin din Baia Mare. Dar mă consider un băimărean autentic și care, zic eu, la vârsta mea de 54 de ani, simt deja pulsul sau am crescut în acest oraș. Iubesc acest oraș, n-am cum să nu-l iubesc și îmi doresc tot binele pentru acest oraș și cred că toți candidații, cred că sunt de bună intenție cei care vor acum să ajungă în funcții. Dar, desigur, băimărenii o să decidă ce este mai bine pentru ei. Și trebuie să accedem la acest drept de a alege, pentru că este important cine ne va administra orașul în care trăim și pe care îl iubim. Cum spuneam, eu consider ca și băimăreni, trebuie să ne iubim Baia Mare indiferent de cum este. Baia Mare are câteva atuuri pe care eu le văd
Mie îmi place să văd jumătatea plină a paharului, deși în campanie se vorbește mai mult de jumătatea goală a paharului, pentru că așa este politica. Există și lucruri bune, mai ales Baia Mare, trebuie să ne gândim că ca și în afaceri sau în comerț, are un VAT foarte bun. Este așezat ca locație într-un loc minunat, împrejurimile sunt deosebite și are un potențial fantastic. Trebuie doar să știm să-l exploatăm. Și acum aș vrea să ne spuneți și să vă completați în discuție ca să dezbatem un pic problemele municipiului nostru. Cum vedeți dumneavoastră, care sunt principalele preocupări ale societății civile din Baia Mare în prezent în ceea ce privește problemele acestea pe care le avem? Ar trebui să se implice mai mult și cetățenii? Au stat prea mult deoparte? Poate de aceea arată orașul cum arată sau are problemele pe care le are? Eu cred că cetățenii trebuie cumva să se trezească. Am simțit de multe ori în rândul societății așa un fel de teamă, o fobie din asta endemică, de autorități, de ceea ce înseamnă. Dar de fapt trebuie să oamenii, cetățenii, să înțeleagă că administrarea sau autoritățile sunt reprezentanții noștri și ei trebuie să fie în ajutorul nostru. Și în slujba cetățenilor. Și în slujba cetățenilor trebuie să fie frică. Noi trebuie, cu toții avem drepturi și, bineînțeles, și îndatoriri. Chestiile astea, sigur, se au pervertit destul de mult și se pervertesc probabil și mai mult în perioada asta, pentru că lucrurile astea cu drepturile și îndatoririle acum e o joacă. Probabil că uneori simțim că cei care au mai puține îndatoriri au mai multe drepturi. Da, pentru că și trebuie să înțelegem și asta, pentru că și asta ține de campania electorală, dar cum zicea și Walter, Baia Mare are un mare avantaj, o poziționare extraordinară, un trecut, o istorie extraordinară, un bagaj cultural extraordinar, doar că cred că e momentul ca autoritățile să facă să le punem în valoare, fără a avea drumuri de legătură rapide, da, inclusiv cu granița sau cu restul autostrăzilor care în final vedem că se construiesc, Baia Mare nu se poate dezvolta. Și va trebui să se lucreze intens pe acest capitol. Implicarea cetățenilor sau acest spirit civic de care trebuie să dea dovadă fiecare dintre noi începe, sigur, prin educație. Eu zic că este foarte bine ca să se pună un mare accent pe ceea ce înseamnă educație, pe ceea ce înseamnă menținerea tinerilor care termină facultăți, să rămână și să dezvolte, să se găsească suficiente oportunități în orașul nostru, astfel încât să nu fie nevoit să plece din această minunată urbe pe care avem și să ajute la dezvoltarea ei. Sigur că fiecare dintre noi putem începe prin micile fapte pe care le facem în fiecare zi, să ne dovedim spiritul civic, să comunicăm mai mult, să ne ajutăm mai mult între noi. În această perioadă se observă o îndepărtare a oamenilor, a relațiilor sociale care au de suferit și trecând peste această etapă, această lună, trebuie să punem toți umărul și să mișcăm un pic lucrurile în această comunitate. Fiecare cum poate el, fiecare cu ce a învățat, fiecare cu specialitatea lui. Sigur că această valorizare și această plusvaloare o poate aduce fiecare dintre noi. Trebuie doar să vrem și să privim lucrurile cu mai multă îngăduință, cu mai multă pozitivitate și să ne implicăm. E important ca fiecare dintre noi să ne aducem aportul. Sigur că pot fi din multele idei pe care concetățenii noștri le-ar genera, o să găsim și lucruri foarte bune pe care trebuie să le aplicăm. Iar în ceea ce privește administrația, cred că sunt foarte multe lucruri de făcut. Dar se poate începe cu lucrurile bune, cu lucrurile simple, cu lucrurile mici, astfel încât să creștem ușor, ușor și să ne raportăm și la lucruri foarte importante, la lucruri care să dezvolte industria în zonă, să dezvolte serviciile, să dezvolte turismul, potențial există, trebuie să-l punem în valoare. Da, eu cred că societatea civilă trebuie să fie mai mult ascultată și mai mult implicată. Sunt foarte mulți care așteaptă totul de la administrație, ei să rezolve totul, ei să facă totul. Cred că fiecare trebuie să se implice și aș da un exemplu care pe mine m-a influențat foarte mult. Am un unc la Băiuț,
unde el, de-a lungul vieții, a organizat serviciul de pompieri acolo, a făcut o pârtie de schi, a făcut o mașină de făcut cărămizi pentru ca să nu mai casele de lemn se aprindeau. N-a fost niciodată primar. În schimb, administrația totdeauna i-au plăcut ideile lui și l-a ajutat să le pună în practică. Și cred că un astfel de, hai să zic, un consiliu consultativ, pentru că consiliul local este compus dintr-un anumit număr de membri, dar nu acoperă toată gama de profesii, de idei și așa mai departe. Sigur, există și comisii de specialitate. Poate un consiliu consultativ ar vocea fi... Vocea oamenilor ar fi interesant. Și chiar venind încoace, mă gândeam că atâta lume trece pe lângă acel sfat al bătrânilor din fața Consiliului Județean care să... Acel grup statuar, da? Grup statuar din piatră. Și nu le cunoaște semn simbolul. Este un simbol extrem de puternic. Și zic, hai să dăm viața acelor pietre din fața Consiliului Județean și să le dăm viață, să reformăm acest sfat al bătrânilor, în ghilimele. Și vă mai dau un exemplu. În Germania, la un moment dat, s-a creat o bază de date cu pensionarii care, din toate domeniile posibile, și-au oferit sprijinul în mod aproape gratuit să ajute companii sau așa mai departe, fiecare cu ce știa el mai bine. Și s-au donat incredibil, zeci de mii de oameni s-au înscris de pensionari pentru că au spus, eu în toată viața am acumulat experiență, am acumulat know-how. Acum stau acasă, sunt bătrân, mă bate la cap nevasta, simt nevoia să poate să ajut pe cineva. Și au fost câteva, acest serviciu a fost oferit și pentru noi, pentru România, pentru zona noastră și foarte puțin s-au înscris în acest program. Oamenii sunt destul de orgolioși, în sensul că las că știu ce trebuie să fac, nu trebuie să-mi dea mie nimeni sfaturi. Dar au fost trei cazuri pe care mi-aduc aminte. În satul mare a venit un specialist în zootehnie care a ajutat o firmă care era aproape în prag de faliment, să o aducă pe profit în 6 luni de zile. Deci, eu zic că e bine să ascultăm și de cei care vor să se ofere cu idei. Voluntar, da. Se oferă cu idei. Sunt oameni care fac lucrul ăsta și vom găsi, pentru că cei care iubesc acest oraș, sigur își vor pune la dispoziție cunoștințele lor. Pot fi util. Mi-amintesc un recent spectacol al artistului Octavian Dumitru, îl știți cu toții, da. Care își mai spune punctele de vedere vis-a-vis de politicien și politică. Și l-am întrebat după spectacol ce părere are, că urmează și alegerile și dacă dânsul ar candida la primărie sau la orice altă funcție. Și a spus, amintiți-vă Agora, da, acea piață publică a orașelor grecești, unde în fața poporului regele stătea și aducea toate hotărârile pe care le luase. Și a spus că ar sta în fața oamenilor și ar asculta de la 1 la 600 cât ar fi încăput în sala unde ținuse spectacolul. Așa ar trebui să se comporte politicienii, exact. Ceea ce nu cred că vom vedea vreodată. Exact așa ar trebui să se întâmple. Dar, bun, acum eu, ca să completez pe ambrii mei prieteni, Nicu a avut așa un discurs foarte împălciuitor. Trebuie să ne acceptăm. Eu spun în același timp că ar trebui să fim poate un pic mai belicoși. Ar trebui să spunem lucrurile mai în față. Să fie societatea civilă mai fermă. Mult mai fermă și, cum să spun, atunci când vrei să obții ceva, lucrurile trebuie spuse direct și să ne asumăm ceea ce spunem. Da, și ca să-l completez pe Walter, îmi place foarte mult ideea aceasta de a cei care au experiență, da, să se implice și să dea sfaturi. Pentru asta trebuie o ureche care să asculte și să fie destul de înțeleaptă încât să și aplice, dar în același timp, noi așa ca și națiune, noi suntem foarte sfătoși cu toții și uneori suntem sfătoși și în domenii pe care nu le cunoaștem. De aceea trebuie să existe și un filtru, adică da, primim sfaturi, dar trebuie să primim sfaturi de la persoanele care sunt îndreptățite să ofere aceste sfaturi. De aceea societatea civilă trebuie să fie părerea mult mai fermă, da, mult mai directă
și asumată. Ați dat exemplu că sunt acele ședințe de consiliu local. În Baia Mare, 23 de consilieri. Da. Care puteau să împartă acest oraș în 23 de zone și să vadă problemele cu care se confruntă. N-au făcut acest lucru. Dar, după pandemie, a venit moda ședințelor online. Da? Atunci, cetățeanul da. Poate participa doar exprimându-și acolo punctul de vedere pe pagina de Facebook. Când, de fapt, cel mai important ar fi ca oamenii să fie prezenți acolo la ședințele de consiliu, să vadă ce hotărâri se iau. Dacă cum nu pot vedeți fi prezent, această abordare sau cum ar trebui să fie gestionată situația? Să fie acea transparență, să poată să spună omul simplu, nu-mi place ceea ce votați. De multe ori oamenii nu pot fi prezenți, pentru că vedeți că s-a creat și un trend cu ședințele, aceste ședințe de îndată. Da. Care au fost foarte multe. A fost foarte mult, un fel de ordonanță de urgență, să știți, că e cam pe acolo același lucru, cu ordine de zi suplimentară, lucrurile... Bun, și atunci cetățenii nu pot fi tot timpul prevenți, pentru că majoritatea cetățenilor care ar trebui să fie activi și în, da, ca și societate civilă și să se implice în comunitate, sigur sunt și oameni care produc pentru societate, își plătesc taxe, își plătesc impozite, aduc plus valoare orașului și societății. Dar ar trebui măcar să se informeze și atunci când ești un om informat, bineînțeles că ești un om puternic și poți să spui dacă ești de acord sau nu cu hotărârile luate. Iar dacă nu ești de acord, s-o spui. S-o spui în așa fel încât să audă, să nu o spunem doar pe la cafenea sau așa într-un cerc restrâns. Nu, trebuie spus cu voce tare ce te deranjează. Dacă ai argumente, e și mai bine, pentru că dacă nu ai argumente, ar trebui în principiu să-ți ții gura. Aș vrea să vă supun unui test. Imaginați-vă că timp de o lună de zile, fiecare sunteți primar. Da, și fiecare ați putea să fiți în locul primarului. Care ar fi primele trei decizii pe care le-ați luat? Și vreau să menționez pentru telespectatori că nu faceți parte din niciun partid politic, nu avea loc această emisiune astfel. Domnule Behart, priviți Baia Mare de sus, de jos, din toate direcțiile, vedeți-i problemele și ce ați face? În primul rând, ca primar, trebuie să te uiți în jurul tău, în primărie, nu? Adică e primul lucru care, când iei un post, trebuie să vezi cu cine lucrezi. Și, în primul rând, cred că aș, nu neapărat aș restructura, ci aș face un fel de audit a fiecărui angajat ce face și cât este de util. Și fiecare om este util în felul sau poate fi util și l-aș pune într-un loc, poate că nu îi se potrivește locul unde este, i-aș da altceva să facă. Sau... Deci toți cei de acolo ar avea de lucru, adică le-aș da de lucru să facă ceva. Deci nu ar exista, nu cred că ar exista timp morții. Primul lucru. Primul lucru. Trei lucruri, spuneți. Așa, da. Al doilea lucru m-aș orienta pentru o să zic un advertising foarte bun pentru Baia Mare. Adică m-aș focusa să promovez Baia Mare în România și în străinătate prin tot ce pot. Deci pe toate canalele. Deci să spun toate avantajele care sunt despre Baia Mare. Deci aș face o campanie foarte puternică pentru orașul nostru, pentru că are nevoie orașul nostru de aceste pentru că a avut de suferit foarte mult. Are nevoie orașul să fie privit așa cum ar trebui să fie primit acest oraș. Nu la modul subiectiv sau din știri, așa. Și al treilea lucru, cred că ce am spus cu acest sfat al bătrânilor, cred că l-aș... Spun sfat al bătrânilor, nu trebuie să fie bătrân, nu trebuie neapărat să fie bătrân toți. Dar cu acești specialiști, cum spunea și Horia, printr-un filtru al profesional, legat de accesul oamenilor la ședințe, așa mai departe, acolo și acolo trebuie un filtru, pentru că au mai fost cazuri când oamenii au intrat în ședințe de consiliu local, sunt anumite persoane care sunt mai conflictuale, mai le place scandalul și mai departe, pot deranja, să zic, o bună desfășurare a unei ședințe. Deci și acolo trebuie un pic de filtru, văzut cine este de bune intenții, cine este sunt care le place doar pe conflictul. Pe o listă să se înscrie cine vrea să participe. Exact. Fie... Și trebuie un pic și acolo, pentru că pot să disturbe o ședință. Deci asta orice lucru poate fi schimbat și îmbunătățit pentru binele orașului. Exact. Deci asta trei.
Mergem mai departe. Da, pentru mine lucrurile, eu să fiu puțin așa mai punctual, lucruri care la un moment dat am discutat noi despre lucruri simple, lucruri complicate. Eu acum o să spun trei lucruri simple. Unul la mână, aș vrea să mai văd căruțe în Baia Mare. Lucru foarte simplu de realizat. Da? Ne plimbăm pe Bulevardul București și uneori simțim că suntem, nu știu, ne așteptăm să-l vedem și pe, nu știu, pe Ilie Moromete, stând, sau să vedem și un târg. A, se plimbă cu căruțele, așa, nemijlociți prin Baia Mare, nestingerit. În același timp, ne luptăm cu, nu știu, lupta asta cu, împotriva cerșetoriei, mie mi se pare așa, un fel de, nu știu, un deziderat care nu poate fi atins în Baia Mare. Dar nu înțeleg de ce. Dar și asta mi se pare așa, o chestie destul de simplă, de gestionat. No, că astea sunt știi, problema, găsești soluția. Exact. Cum? Simplu. Ai autoritățile, ai instituțiile responsabile. Dacă nu știu soluția, și la asta cu căruțele, la un moment dat sau cu cai. La un moment dat se spunea că, ok, cât costă un cal să-l iei, să-l depozitezi, să-l hrănești, să-i dai... Ok, bun, nu lua calul, ia-i căruța! Ia-i căruța! Ia-i, dă-i calul de căpăsul, ia-i căruța și trimite-l pe jos. Înapoi, nu? Avem și poliția animalelor, sunt sigur că ar fi și ei implicați. Asta cu cerșetoria, credeți-mă, cu toții știm zonele unde se cerșește cel mai mult. Corect, mai ales că acum avem și cameră de supraveghere. Exact. Ne ajută și mai mult. Oameni buni, polițiști locali, stați acolo și uitați-vă către ei, nu? Ok, bineînțeles, e o campanie din asta, probabil media un pic mai... nu știu, mai concretă, în care să interzici... E bine să completăm aceste idei, pentru că așa ajungem la problematica reală a municipiului Baia Mare. Probleme simple unele pe care le vedem probleme noi. Probleme foarte simple, dar în principiu. Dar deranjante pentru cetățeni. Și, asigur, și pentru siguranța cetățenilor, să ne înțelegem. Nu de mult, acum o săptămână, am văzut o postare a uneia care două persoane au fost agresate în parcul central în timpul zilei, cu copii acolo. Bă, oameni, și siguranța asta iar, e o chestie... Iar oamenii nu intervin. Care, bă, da, al doilea și-a luat-o pentru că a intervenit. Da, dar în mare parte nu prea intervin. Așa este. Sistul civic nu mai este. Așa este. Bun, dar într-o zonă în care știi că sunt mulți copii, mulți părinți, probabil și multe mame, da? În zonele alea ar trebui să aplici niște măsuri. Mai multe camere, mai mult polițiști locali. Ok, nu ai polițiști locali. Nu știu, angajează firme de pază, dacă nu poți angaja. Avem polițiști locali. Asta... Avem. Cât sunt la primărie? Sunt, dacă îmi permiteți. Fiecare pe abordarea da, specifică. Această poliție locală, să știți că, deși este ușor blamată sau uneori pe nedrept, sunt foarte mulți sunt implicați și își fac oare de multe ori treaba altora și... sunt și nemulțumiți de multe ori, dar ei își fac treaba, să știți, și intervin în multe situații importante. Și chiar au fost activi. Și, da, sunt nemulțumiți pentru că am stat și eu de vorbă văzându-i în anumite acțiuni, de la norma de hrană, de la norma pentru exact. Haine. Au și ei nemulțumit. Da, nu știu în ce măsură au fost ascultați, nu știu în ce măsură fiecare a fost întrebat vreodată dacă îi place acolo. Ce face? Iar acum continuați. Se reconfigurează, să știți că dacă nu își găsesc, așa cum a spus Walter, nu cred că este nevoie de o reorganizare, întrucât cei care nu își fac treaba își vor găsi în altă parte. Adică nu se impun asemenea deși măsuri. Deși nu prea vor să plece din sistem, că e bine la... Absolut, dar la poate nu ai vocația acolo, nu ai vocația la contabilitate, poate trebuie să mergi la proiect, de exemplu, sau poate vrei să mergi la alte servicii publice. Măsurile sau cele... Ce ați face dacă ați fi primar? Exact. Printre cele mai importante aș încerca să o abordare încât să scad foarte mult birocrația și interacțiunea a ceea ce înseamnă administrație versus populație versus cetățeni versus firme, să scad accesul, să-i ajut foarte mult, adică să niște oameni care să ajute cetățenii să se descurce. Vin foarte mulți cetățeni care nu știu dacă este de competența primăriei acea probleme, dar niște oameni care să-i ajute și să se implice astfel încât să-i îndrume cu toate cunoștințele spre zonele spre care trebuie.
despre societățile comerciale care duc o luptă destul de grea pentru a se autoriza, adică acele noiani de acte care le erau necesare și dura foarte mult o autorizare ca cineva care și-a luat un spațiu să intre în legalitate, să aibă toate autorizațiile. Aș favoriza acest din punct de vedere legal să fie cât mai simplu, să încurajăm investitorii să vină. Bun, aș întări foarte mult ceea ce înseamnă serviciul sau direcția de proiecte a primăriei, astfel încât să se atragă foarte multe fonduri. Adică, deși este insuficientă, nu au un sprijin, ei trebuie să fie mult mai mult puși în valoare. Avem aici niște elemente importante, avem cinematograful Minero, avem cinematograful Dacia, avem Casa Tineretului, avem Ștrandul. Sunt lucruri unde aș pune o echipă să caute efectiv cele mai bune proiecte, astfel încât să nu fim nevoiți să mergem în alte părți și să ne exploatăm foarte mult turismul pe care îl avem aici. Sigur, o chestiune de infrastructură. Infrastructura trebuie să... De publicitate, mă scuzați că vă întrerup, dar revenim la această idee, pentru că vreau să dezvoltăm în partea a doua, pentru că avem aici și un arhitect, avem și un alt om al cetății care cunoaște bine partea aceasta istorică și nu numai. Ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate.